Bună ziua și bine ați venit! Vă mulțumim pentru prezența la conferința de presă de prezentare a noului selecționer Under 21, domnul Florin Bratu. Am să vă invit să urmărim un scurt video, după care îi voi da cuvântul domnului Stoichiță, apoi domnului Bratu. Bună ziua, deci noul antrenor al selecționatei de U21 este domnul Florin Bratu. Reprezintă o continuitate a obiceiului Federației de a numi selecționeri tineri și de perspectivă, așa cum a fost în ultima vreme. Cultivăm noua generație de antrenori și încercăm să repetăm permanent rezultatele care ne-am bucurat în ultima vreme de aduse de către selecționata de U21. N-are sens să vi-l mai prezint, are un trecut și în Federația Română de Fotbal, antrenând echipa de sub 19 recte, generația de 2000, cea care are dreptul acum să ne reprezinte la acest nivel de vârstă, deci a devenit generație U21, deci cunoaște foarte bine. A făcut parte din fenomen, știți foarte bine că a fost un om care a promovat foarte mulți tineri și a aderat la această idee de împrospătare a fotbalului și mă bucură că acest lucru îl văd la unele echipe din România. Și ieri seara ați văzut ce înseamnă tinerii care au apărut în teren după pauză. Mergem pe acest drum, sper să aibă și noroc și sper că, având 2 ani de zile timp în care să-și definitiveze ideile în legătură cu ce trebuie să facă la această echipă națională, să aibă și o performanță mai bună decât cele de până acum la campionatul din 2023. Asta este tot ce ne dorim, asta este obiectivul nostru și câteva din justificările pe care probabil că unii o să le ceară și sigur o să le ceară pentru că e normal să fie așa, asupra motivelor și a rațiunilor pe care le-am avut în această alegere. Acest lucru nu înseamnă că n-au fost și alți antrenori foarte buni pe listă, dar până la urmă, la sfaturile celor din Comisia Tehnică, dialogurile care le-am avut și la nivel de conducere, am ajuns la concluzia că o anumită continuitate a unor, idei și obiceiuri pe care le-am văzut în ce a făcut Florin la echipele naționale, la echipa de club, cât a fost la Dinamo, știu că a avut rezultate foarte bune cu jucători foarte tineri, au primat în această alegere. Vă mulțumesc și baftă multă, Florin, atât nimic și altceva. Domnul Bratu? Da, mulțumesc, Nea Mihai. Vă mulțumesc și voi pentru că sunteți prezenți, pentru acest interes. Mă bucur și este o provocare imensă pentru mine această poziție la Under 21. Mulțumesc și domnului președinte Burleanu pentru că în discuția cu el, dar și cu Nea Mihai, mi-au arătat încredere și susținere și e lucru foarte important la un antrenor. Am șansa din nou să lucrez cu Federația și este mare lucru pentru că aici tot timpul este un mediu profesionist și ai tot ceea ce îți dorești ca și antrenor. Și mai departe vreau ca în acești 2 ani să formez un grup foarte bun la nivel de echipă,
cu care să atacăm campionatul european și să avem rezultate. Pentru că, vedeți, la nivel de echipe de club, participăm din ce în ce mai puțin la nivel internațional și lucrul ăsta ne dăunează. Noi, aici, la echipa națională, oferim jucătorilor meciuri foarte bune, ca și calitate, ca și dinamică, și vrem să-i vedem că cresc, că vin cu drag la echipa națională. Știți foarte bine că îmi spunem mereu că la echipa națională nu putem să antrenăm foarte mult jucătorii, dar putem să îi facem să înțeleagă că tricoul reprezentativ este foarte, foarte important. Iar atunci când vor veni și vor juca cu inima, sigur avem un avantaj destul de mare împotriva celorlalte echipe. Întrebări? Care este cea mai mare provocare pe care o aveți în acest mandat? Păi, cea mai mare provocare, pot spune că schimbându-se generațiile acum, pentru că să nu uităm, se schimbă o generație la nivel de Under 21, este să formezi un grup. Asta înseamnă că trebuie să vedem foarte mulți jucători și, bineînțeles, să evaluăm foarte bine și, normal, să apară și să avem continuitate cu ei la nivel de echipă națională. Domnule Stoichiță, de ce ați anunțat tocmai acum noul selecționer la Under 21? Pentru că ne-am gândit foarte bine la ceea ce urma să decidem și atunci, datorită programului care abia peste 2 ani de zile este arde și va arde rău de tot în România, îți dai seama, vă aduceți aminte, nu vă aduceți că voi sunteți foarte tineri, de ce a fost în 98, dar eu am trăit acel campionat european de la București și, într-adevăr, a fost o efervescență extraordinară în jurul evenimentului, îți dai seama. Norocul meu a fost că eram antrenor la Steaua și am văzut și ce a însemnat pregătirea acelui campionat european, refacerea stadionului Ghencea la vremea respectivă, pentru că a fost refăcut, să știți. Mă rog, cu tot ceea ce era nevoie la vremea respectivă și la nivelul cerințelor vremii respective și emulația care s-a creat în jurul evenimentului. Așa că am considerat că trebuie să gândim foarte bine, să ajungem la un numitor comun. Să sperăm că eu sunt sigur că am făcut o alegere foarte bună. Asta nu înseamnă că și alții care ar fi putut fi nu erau alegeri bune sau foarte bune, dar și Florin este o alegere foarte bună și are timp 2 ani de zile să-și definitiveze ideile. Eu cred că politica aceasta cu antrenori români desemnați la loturile naționale nu poate pune semnul întrebării cunoștințele lor în legătură cu jucătorii români pasibili de selecționare la echipele naționale. Pentru că ei sunt martorii unui eveniment de săptămână cu săptămână, campionatul românesc, plus metodele de informare la ora actuală pe care le posedă. Sunt băieți care au trăit în fotbalul internațional multă vreme și care au venit cu experiența acumulată de la antrenorii care au avut, de la campionatele în care au jucat. De la tot ce i-am conjurat acolo, anexele acestui lucru, recte, mijloacele de analiză video, mijloacele de comunicare internațională, i-au dus ca să aibă o legătură permanentă cu fotbalul. Atunci, n-am niciun fel de emoție că toți antrenorii care sunt numiți la ora actuală în postul la Federația Română de Fotbal sunt poate mai bine puși la punct zi de zi decât mine în legătură cu ce apare fotbal. Oricât aș umbla eu pe la toate meciurile, pe la toate aia, ei sunt mult mai bine pregătiți pentru că probabil că își pierd între ghilimele mult timp studiind jucători, echipe, noutăți din fotbalul internațional, din fotbalul intern. Și atunci eu zic că cei 2 ani de zile, mă întrebați de ce, mi se pare că e o perioadă extrem de lungă pentru pregătirea acestui eveniment. Și e perioada în care cred că poate fi benefică pentru cel care este numit în această funcție, în care și poate să greșească, poate, la început, are timp să-și repare efectiv orice fel de, o alegere nefericită sau tactică nefericită sau ce vreți dumneavoastră. 2 ani de zile este, cred că, o perioadă de definitivare a unei idei pentru obținerea
mari performanțe în care... Mai ales că nu te stresează vreo miză extraordinară. Bineînțeles că este orgoliu și presiunea pe care și-o pune el și noi, bineînțeles că ne place să redevenim câștigători. Îți dai seama că toate astea duc către performanță, știi? Nicolae Dic a fost vreo variantă sau nu s-a pus niciodată problema? Mie mi se pare că perioada asta de toamnă este extrem de importantă pentru echipa națională și dezmembrarea unei structuri nu cred că ar fi fost oportună la momentul actual. Da, am semnat. Păi a spus și Nea Mihai pe o perioadă de 2 ani și va fi stafful care a lucrat și Adimotu. Da. Domnule Stoichiță, spuneați de importanța acestei perioade pentru echipa națională. Depinde viitorul lui Mirel Rădoi de ceea ce se va întâmpla în luna septembrie în aceste 3 partide cu Islanda, Liechtenstein și Macedonia de Nord? E o întrebare extrem de delicată să mă pronunț înaintea meciurilor respective asupra viitorului Rădoi. Mirel își face viitorul singur cum vrea. Înțelegi? El, așa cum îl știți, este un antrenor foarte bun, asta este părerea mea, care știe să-și organizeze munca foarte bine și cred că va reuși să șteargă așa din ce a fost în întâlnirile premergătoare ca impresii. Pentru că eu cred că și după Olimpiadă, și în timpul Olimpiadă, și înainte de Olimpiadă, Mirel nu s-a putut desprinde de ideea de echipă națională mare. Bineînțeles că a încercat să facă tot ce era posibil la Olimpiadă și a reușit foarte mult cu o echipă încropită la scara avionului. Nu o echipă rea, o echipă bună, dar care n-a beneficiat de jucătorii care erau mult mai aproape acum 4 luni de zile de, echipa națională olimpică, hai să-i spunem așa. Dar eu nu cred că Mirel nu va reuși lucruri extrem de pozitive în toamna asta. Mă bazez pe modul cum îi văd că lucrează, ce își doresc, probabil și pe dorința jucătorilor care vor fi în echipa națională să creeze o nouă impresie, pentru că este și imaginea lor în joc, nu numai echipei naționale. Și atunci toate astea la un loc probabil că vor duce la jocuri bune în această toamnă și cu rezultate bune. Florin, după ce atât Mirel Rădoi cât și Adrian Mutou au ridicat un pic ștacheta, adică au ridicat pretențiile românilor de la echipa de tineret, simți așa o ambiție de a-i depăși, chiar dacă nu e presiunea asta așa imediată? Da, ambiție oricum eu am prin structura mea. Cel puțin se egalez dacă nu se depășesc, dar e un lucru care se face cu timpul. Am mai spus-o și mă repet, o generație schimbată total. Deci nu o să mai vedeți niciun jucător pe care l-ați văzut în ultimii 2 sau 3 ani la nivel de Under 21. Așa că trebuie să avem grijă, să evaluăm foarte bine, avem un departament de scouting, cu toți aici ne îngrijim foarte, foarte bine ca jucătorii cei mai în formă să apară la nivel de echipa națională. Dați seama, 2, 4, 6 ochi sunt mai buni decât 2, așa că sigur ne vom consulta și vom avea foarte mult de muncă în următoarea perioadă. Pentru Florin Bratu, dacă îl întreb, dacă actuala regulă Under 21 din Liga 1 te avantajează sau ți-ai fi dorit să se păstreze cu aceeași regulă, 2 jucători în teren decât unul? Sincer, văd din ce în ce mai mulți jucători tineri care apar nu neapărat datorită acestei reguli, apar la diferite echipe și e lucru care mă bucură. Eu cred că sunt jucătorii tineri care încep să se impună, jucători care au valoare,
care au personalitate și bineînțeles că atunci când ai aceste calități, sigur intri și în vizorul echipei naționale. Așa că în momentul de față zic eu că avem o masă bună de jucători din care putem alege. Domnule Bratu, de obicei antrenorii tineri aleg sau își doresc să antreneze echipe de club. Ce v-a determinat după aventurile pe care le-ați avut la diverse echipe de club să acceptați oferta federației? E adevărat, dar atunci când vine vorba de echipă națională e foarte greu să refuzi. Eu am antrenat 6 ani continuu, la mare parte la echipe de club și bineînțeles venind această oportunitate am îmbrățișat-o foarte rapid și o provocare imensă pe care vreau să o duc la bun sfârșit. Ca o comparație, actuala generație pe care o v-ați pregătit dumneavoastră, cum simțiți, are potențialul acelei generații din 2019 care a făcut semifinale? Simțiți că mai putem să repetăm acele performanțe? Da, e prematur să vorbim. Avem o generație bună, tehnică, inteligentă, sunt criterii la care țin, însă vom vedea cum vom reacționa la nivel internațional. E lucru pe care dorim să-l facem, să-i pregătim în acest sens și, bineînțeles, să avem rezultate, pentru că o echipă, un grup unit nu poate crește decât în rezultate. Dar asta ne trebuie și timp pentru a realiza. De aceea suntem aici, să le punem cap la cap ca să ducem peste 2 ani echipa la turneul final la un nivel foarte, foarte bun. Pentru domnul Stoichiță, în cazul în care echipa națională de tinere se califică din nou la Jocurile Olimpice, la Paris în 2024, tot selecționerul primei reprezentative va reprezenta România la Paris? În cazul că Florin va duce la capăt acest mandat, da? Și va califica echipa la Jocurile Olimpice, probabil că el va fi cel care va merge la Paris. Este o mare logică. Vreau să vă întreb și eu ceva. Nu credeți că regula U21 a creat beneficii unor cluburi la ora actuală din România care folosesc, fără să fie forțați, foarte mulți jucători U21? Nu. La mine răspunsurile sunt obligatorii, la dumneavoastră nu. Unele echipe... Unele echipe au fost nemulțumite pentru că au fost obligate. Claudiu, și tu ai o opinie întotdeauna care e importantă, pentru că formezi opinii. Așa mi se pare mie. Nu-i adevărat? Îți mulțumesc frumos. Deci înseamnă că n-am greșit. Și tu nu ești unul dintre cei care ne iubești foarte mult, dar apreciez că ești extrem de sincer. Nu e obligatoriu. Știi foarte bine ce relație avem și ce dialog avem. Așa că... Totuși ați fost acuzat că face schimbările la națională, domnule Stoichiță. Poftiți? Ați fost acuzat că face schimbările la națională, a spus Helmut Ducada. Nu numai de asta, am fost acuzat de foarte multe lucruri, că nu știu ce sunt antrenorii care îi aduc aici. Nu mai am nostalgia meseriei de antrenor, am fost forțat să mă mai fac în ultimii ani odată, nu la meci cu Malta, parcă. Și am un rol extrem de... care îmi place, în care trebuie să fiu extrem de echilibrat, în care să-i înțeleg în primul rând pe antrenorii echipelor naționale, dacă îmi cer sfatul să-i sfătuiesc. Deci nu vă mai place să faceți schimbări acum? Păi n-am făcut niciodată schimbările la echipa națională. Vă dați seama, asta este o... o afirmație pe care o fac unii cu anumite interese. Pe mine nu mă interesează. Pentru că știu cine sunt, cum mă comport și cât de civilizat fotbalistic sunt, mai ales că am fost antrenor. Dacă n-aș fi fost antrenor și n-aș fi fost în pielea lor, poate n-aș fi înțeles atât de dificilă meserie pe care o practic. Atunci trebuie să o respect. Și o respect în primul rând pe ea, pe meserie, pe aia, pe ei, și atunci încerc să-i ajut, nu să îi pun în situații delicate sau știu eu și altceva. Nu sunt un șef, sunt un colaborator al antrenorilor echipelor naționale. Șef sunt în organigramă, dar nu mă comport ca un șef. Da. Florin, deși n-ai fost implicat în campania aceasta a Jocurilor Olimpice, vei ține cumva cont de echipele de club care au refuzat să ajute, să zicem așa,
lotul olimpic național, să ajute Federația Română, în ideea că poate, nu știu, provoacă teamă că lasă jucătorii la meciuri amicale și în partidele oficiale te trezești că nu găsești înțelegere. Să țin cont în ce înseamnă. Adică să por de faptul că au refuzat, că n-au fost deschiși și foarte mulți... Nu. Am încercat să... și încercăm să înțelegem și cluburile. Păi după normal, rezultatele alea este... din Europa, le-a mai înțeles cineva? Păi, ce să fac? Trebuie să sprijinim fotbalul în general. Eu sunt de părerea acesta și nu mă gândesc la altceva. Dar, sincer, acum va fi o nouă campanie, va fi cu totul altceva și nu am... sentimente din acestea de pică sau să nu iau un jucător că nu l-a dat acum la Olimpiadă și nu. Toată lumea este la fel, pe toți îi vom trata corespunzător și, bineînțeles, cine e mai bun va veni în cadrul echipei naționale. Domnule Stoichiță, aveți vreo variantă și pentru Național Under 20 și când va fi prezentat selecționerul? S-ar putea să aveți o surpriză în cursul zilei de astăzi și să mâine să ne mai vedem o dată, pentru că o să facem pentru naționala U20, totuși de o națională de tranziție între juniorat și U21, o conferință de presă să prezentăm noul antrenor. Probabil că îl vom decide astăzi. Probabil că îl vom decide. Câte variante sunt? Mai sunt variante, pentru că totuși trebuie să înțelegem că e o națională care este formată din jucători care abia au terminat junioratul, da, anul ăsta. Și trebuie să fim atât de abili încât activitățile între cele trei entități extrem de importante, U21, U20, U19, să fim atenți cum să le dăm și să împărțim jucătorii să joace cât mai multe minute, nu să luăm jucători care să stea rezerve la o națională sau... nu. Să joace fiecare acolo unde are dreptul și excepțiile, bineînțeles, dacă există, să facă pasul către superior. Dar, vă repet, este o națională care va fi extrem de vizibilă, ați văzut și dumneavoastră programul care îl are, ce meciuri internaționale, 6 în toamna asta, mai cu echipe din prima linie a Europei. Toate vor fi în perioade FIFA, deci nimeni nu-și poate scuza absența de la această echipă. Sper să nu găsim și alte motive. Da? Sper. Doi, eu cred că este o expunere extraordinară pentru niște jucători care, practic, fără apariția acestei naționale, n-ar mai fi fost într-o activitate internațională la nivel de lor național 2 ani de zile până le vire rândul, 2002, 2003, 2023, când încep ei să fie figurile principale ale viitoarelor calificări ale campionatului U21. Așa că eu cred că va fi extrem de interesantă toamna asta. Angrenați la echipa națională mare, speranța să ne revenim și să reușim ceva pozitiv acolo. Formarea echipei de U21 cu rezultate, știți care sunt primele două meciuri, sunt meciuri importante, o echipă foarte bună și una care și-a permis să ne bată amical, nu, acum ceva vreme. Va fi interesant cum va fi organizată munca. Gândiți-vă că Mogoșoaia e ocupată în perioada FIFA de echipa națională mare, Buftea de echipa U21, U20 și U19, plus U17, încă trei echipe de junior care joacă în toamna asta turneul de calificare la elită. E o toamnă extrem de încărcată. Extrem de încărcată și care să dea Dumnezeu să ne dea și multe prilejuri de bucurie. Asta e important. Că până la urmă asta contează. Să nu ajungem mai jos de unde suntem. Ce e important. Domnule Bratu, cine vor fi liderii naționalei dumneavoastră? Mă gândesc la, nu știu, Drăgușin, la Tavi Popescu. Da, încă nu m-am gândit la acest lucru în mod expres, încă n-am făcut convocările, dar am în cap niște jucători. Ei sunt unii dintre, pot fi, de ce nu, și sunt și alții. Sunt foarte mulți jucători care pot interpreta acest rol.
Pentru domnul Stoichiță și pentru Florin Bratu. V-ați gândit după cele întâmplate la joc cu lotul pentru Jocurile Olimpice la o strategie? Pentru că Florin are și-a propus ca obiectiv calificarea la Olimpiadă. Ori în condițiile în care te califici și ai din nou aceeași problemă să încropești lotul, v-ați gândit din timp să stabiliți, eu știu, o strategie, să vorbiți cu cluburile, să mergeți cu un lot cât mai aproape de valoric la Olimpiadă? Păi îți dai seama, e foarte greu să nu respecti niște reguli internaționale. Faptul că nu ești obligat să te prezinți la Olimpiadă, ce jucători vrei, pentru că nu e o perioadă FIFA, va duce mai mult ca în acești 2 ani de zile, ipotetica calificare la Olimpiadă, să avem timp să discutăm cu cluburile, să găsim o strategie comună, pentru că trebuie înțelese și cluburile. Fără cluburi nu există fotbal. Ele sunt fabricile de fotbaliști din România. Nu noi. Noi nu avem cum să-i producem aici la federație. Produce Hagi, produce Craiova, Dinamo, Steaua, mă rog, Cluj, toate celelalte echipe. Ei sunt fabricile de fotbaliști. Ei sunt principalii beneficiari, pentru că acum, că stai bine să te gândești, ne-am legat de foarte multe speranțe de prezența echipelor de club în competiții europene în toamna asta. Uite că n-a fost să fie. Înțelegi? Mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi fost aceleași rezultate, dacă jucătorii vizați de către antrenorii echipei naționale olimpice ar fi participat la Olimpiadă și n-ar fi participat la meciurile internaționale ale echipelor care... Recte, Craiova, Cluj, CSB, Sepsi, da? Și ei ar fi avut rezultate negative. Am fi fost noi acuzați că le-am luat jucători. Deci, prioritizarea federației a fost și pe acceptarea acestei situații în care aceste calendare, eu n-am dreptul să mă... al Olimpiadei. Nu e bine făcut. Perioada în care se dispută Jocurile Olimpice, probabil că nu o contest, dar pentru fotbal e nepotrivit, hai să fiu așa. Noi nu suntem Spania, știu eu, Italia, să începem foarte târziu campionatul, să avem o poziție în Europa care să ne permită să nu participăm la aceste jocuri preliminare grupelor din Champions, Conference și, mă rog, UEFA League. Suntem România, trebuie să încercăm să ne ridicăm și ne-am obligat să jucăm în această perioadă de vară. Ce să facem? Trebuie să fim extrem de abili peste 2 ani de zile, să încercăm să vedem cum putem să aducem așa un echilibru între jucătorii care ar fi putut să joace la echipa națională și care poate n-au jucat la echipele de club și echipa națională olimpică. Da? E foarte greu. E foarte greu pentru că, repet, familia fotbalului nu înseamnă numai Federația Română de Fotbal, ci toți membrii Federației Române de Fotbal, inclusiv cluburile, care sunt foarte importante. Revin la ideea de producători de echipe și de jucători, de care beneficiază și echipele naționale. Domnule Stoichiță, cum ați caracteriza pe scurt momentul pe care îl traversează fotbalul românesc? Mă refer aici că am fost eliminați de echipe din Albania, Kazahstan, la echipa națională mare am pierdut cu echipe precum Georgia sau Armenia, la Jocurile Olimpice am fost eliminați dintr-o grupă cu Honduras, Noua Zeelandă sau Coreea de Sud. Este un moment al care e foarte greu să... Eu pot să fac comparații cu diferite momente din istoria fotbalului românesc pe care le-am trăit, datorită vârstei pe care o am. Deci, dacă nu mă duc foarte departe, mă duc la generația... Hai să zic, nu, următoarea generație după generația de aur, da? Aveam foarte multe vedete. Acum nu mai avem așa de multe vedete. Din păcate. Le avem pe bănci. Pe la echipele de club acum. Ce credeți, ar putea întoarce și Dan Petrescu în campionatul românesc după Șumudică, după Reghecamp? Da, bineînțeles. Numai să fie interesați să revină în campionatul românesc. Asta este foarte important. Pentru că
rămânerea în campionatul pentru Șumudică, pentru Regencamp, în caz că vor avea performanțe cu echipele lor de club, probabil că iară vor pleca către alte zări. Nu, aici nu poți să impui o regulă, știi? Nu poți să impui o regulă. Plus, sunt foarte multe alte lucruri. Ați văzut, Lucescu a plecat la un moment dat din România, nu s-a mai întors. În acest sezon am avut rezultate slabe, atât la nivel de echipă națională, cât și la nivel de echipe de club. Cine credeți că a dezamăgit cel mai tare în acest sezon? Naționala sau echipele de club? Toți. Toți care suntem în fotbalul românesc am dezamăgit cel mai tare. Nu pot să acuz, să focusez că a greșit doar o echipă sau, știu eu, un lot național. Toată lumea participăm la fenomen și rezultatele vin în urma mai multor unui sumum de acțiuni care trebuie să fie extrem de clare. Nivelul campionatului, nivelul de educație al juniorilor și copiilor, cei care produc copiii. Asta am și încercat în strategia care am făcut-o până la 14 ani, să nu ne mai intereseze echipele, să ne intereseze individul, că până la 14 ani ce competiții avem? Da, bun, sunt competiții în care să-i obișnuim cu atmosfera. Dar nu ține minte nimeni dacă a fost cineva campion la 14 ani sau la 13 ani. Trebuie să avem grijă de copil, să-l educăm de când se duce la fotbal, până la 14 ani, să înțeleagă antrenorii care îi antrenează la acea vârstă, că nu avem nevoie de Mourinho acolo, să fie cel mai mare tactician sau Guardiola sau cine vreți dumneavoastră. Trebuie să fie educator de fotbalist care să știe să crească frumos, să învețe să lovească mingea, să sară, să lovească cu capul, să fie sănătoși, bine dezvoltați. De la 14 ani, cei care fac școală și, mă rog, au aptitudini pentru așa ceva, să formeze primele echipe care ajung la 17 ani să joace un campionat european, 19 ani, de acolo începe organizarea de grup. Până la 14 ani ar trebui să avem grijă să ne creștem copiii frumos. Cred că aici a fost greșeala cea mai mare. Pentru că, mai au aminte la generația mea, mă dau pe mine și pe ceilalți care erau din an. Dar dau, de exemplu, la Steaua, era Steaua Centru 23 August. Eu n-am fost stelist mic, am fost dinamovist. Și la Steaua a dat 5 jucători într-o generație. Ion, Ciumulanschi, Marcel Răducalu, Silea Ileni, Năstase. Toți au ajuns la echipele naționale și în prima echipă a Stelei. Într-o generație. Dați-mi și mie un exemplu astăzi. Vedete, Marcel Răducalu a ajuns cel mai bun. De câte ori a fost Chitie? De două ori cel mai bun, nu? Cel mai bun fotbalist al țării, da? De două ori. Păi și într-o generație, o singură echipă, le dea 5 vedete. 5 vedete. Unde mai este astăzi treaba? E greu, e foarte greu. Nu sunt un nostalgic, ci sunt un om realist care cred că se gândește în primul rând cum să reactivăm sectorul ăsta care produce copiii ăștia care să ne bucure mai mult sau mai puțin într-un viitor apropiat. S-ar mai spăla din rușinea din ultimele luni dacă CFR-ul ar trece azi de Young Boys? Arumești foarte greu. Trebuie să ții cont de faptul că joacă pe o suprață de joc care nu cred că le este cea mai prietenoasă. Nu s-o obișnui să facă treaba asta. Au și ascendentul meciurilor anterioare Young Boys. Nu i-au învins niciodată CFR-ul, parcă. Niciodată. Au un meci foarte greu, dar eu sper din toată inima că, fiind o echipă care are un spirit de luptă extraordinar, trebuie să recunoaștem asta, și care a fost transmis în ultimii 4 ani, în primul rând de Dan Petrescu, a venit și Șumudică, care este și el este un luptător și un bataior din ăsta care își motivează bine echipa. Sper să aibă și puțină șansă și diseară, măcar ei să meargă mai departe, să avem o toamnă care să ne uităm și noi la un nivel mai ridicat de fotbal, zic eu, la nivel de club, la meciuri internaționale. Suntem alături de ei, ca de altfel de toate echipele din România. Da. Gata? Hai, ultima întrebare. Ce așteptări aveți de la meciurile amicale din septembrie și dacă cel mai așteptat meci este cel cu Anglia și dacă v-ați creionat un prim 11 pentru că v-am tot văzut pe stadioane în ultima perioadă? Evaluez jucătorii în momentul de față. Vreau să-i văd la ce nivel sunt. Vreau să-i văd foarte devotați. Avem un profil al jucătorilor
pe care îi dorim la echipa națională, mă refer aici la inteligență, a fi îndrunabil, pentru că e un aspect foarte interesant, o disciplină tactică foarte, foarte bună la care țin și, bineînțeles, să fim eficienți. Din aspectele astea pe care le avem și le așteptăm, începem să și convocăm jucători. Deci trebuie să avem răbdare, pentru că, am spus-o, va fi o nouă generație și trebuie ușor, ușor să vedem jucători, să creionăm și un prim 11 și un, nu știu, număr mai mare de jucători, ca după aceea, după o perioadă, să încercăm să definitivăm și să avem și rezultate bune la nivel de echipă națională. Mulțumim frumos! Mulțumim!